Am avut câteva subiecte pe ordinea de zi, printre care, sigur, primul a fost cel legat de ceea ce s-a întâmplat în Comisia Juridică din Senatul României. Așa cum am spus și în campania, spus și după alegeri, și eu și colegii mei, am mai spus încă o dată azi în plenul Comitetului Executiv Național. Prioritatea noastră, prioritatea PSD-ului, o reprezintă punerea în aplicare a programului de guvernare așa cum a fost prezentat în campanie. Nu grațierea faptelor de corupție. Nu am avut astăzi discuții despre a aplica niște sancțiuni, niște pedepse membrilor din Comisia Juridică a Senatului, dar nici nu puteam lăsa ca astfel de gesturi să nu fie asumate, pentru că pe noi ne interesează ca ceea ce am prezentat românilor și pentru care am primit susținere să fie aplicat și să fie toată lumea conștientă că acele obiective reprezintă prioritatea noastră. S-a mai spus și astăzi, încă o dată, o mai spun și eu, nu, membrii din Comisia Juridică nu au avut mandat de la partid, nu au avut solicitare de la partid să susțină grațierea faptelor de corupție. Au fost și poziții publice ale mele care au fost cunoscute de toată lumea, care au fost asumate de partid, care din păcate nu au fost respectate. Am discutat, am ascultat ce a spus colegul nostru, ce au spus colegii noștri în această ședință și eu le-am spus și care este punctul meu de vedere, indiferent de argumentele aduse, atât în ședință cât și în spațiul public. Eu am ridicat această problemă a colegilor mei să ne gândim serios în perioada următoare dacă această lege a grațierii mai este oportună. Pentru că, din păcate, s-a plecat în elaborarea acestei legi de la problemele din penitențiare și de la condițiile de detenție din România și s-a încercat și eventual se încearcă să se rezolve alte probleme pe care le are sistemul de justiție și despre care se vorbește de luni de zile, poate de ani de zile în România. Într-adevăr, se vorbește de o perioadă de timp de abuzurile unor procurori, repet, ale unor procurori, de niște decizii discutabile ale unor judecători, despre influențe, presiuni din partea unor instituții asupra unor judecători, despre necesitatea adoptării unei legi a răspunderii magistraților, dar cu precizarea că trebuie clarificate aceste răspunderi, dar completate și cu protecție pentru judecători în fața unor eventuale presiuni sau influențe. De asemenea, se vorbește despre imperfecțiunea definirii unor infracțiuni, se vorbește despre posibilitatea diversificării modului în care se execută pedepsele, dar toate aceste teme nu pot fi rezolvate prin legea grațierii. Legea grațierii nu rezolvă absolut niciun fel din nicio temă de genul ăsta. Poate eventual rezolva o parte din efecte, dar nu cauzele. Ori în aceste condiții trebuie să ne gândim serios dacă această lege mai este oportună. În acest context, fac în continuare un ultim apel la Guvern și la Ministerul Justiției. Pentru că trebuie să ne prezinte, într-un termen rezonabil, dacă legea grațierii și alte măsuri pe care le-au anunțat sau propuneri pe care le-au anunțat ca și proiecte legislative, pot rezolva problema din penitenciare. Doar această lege, am spus-o mai multe rânduri, nu rezolvă problema care a generat-o. În aceste condiții, pe mine personal mă interesează mai puțin cum va ieși legea de la Senat. Că va fi adoptată tacit în forma Guvernului, că va fi picată, mă interesează mai puțin pentru că atunci când va ajunge la Cameră, eu personal nu îi voi da drumul până când nu o să fiu convins și eu și colegii mei din partid și sper ca și colegii din coaliție, că face parte dintr-un pachet care rezolvă o problemă. În aceste condiții, apărând această neîncredere și această lipsă de comunicare sau această lipsă de dorință de comunicare între președintele partidului, conducerea partidului și liderul de grup, a apărut firesc această propunere ca liderul de grup să fie schimbat și să fie
susținut politic domnul Mihai Fifor. De asemenea, atât timp cât în Comisia Juridică de la Senat, colegii noștri care au adoptat niște amendamente fără să fie susținute de către partidul care i-a propus și a susținut să ocupe acele funcții, și președinția Comisiei Juridice a fost, ca și propunerea, a fost schimbat. Aici nu este vorba de libertatea de opinie, libertatea votului, de oportunitatea votului, dar și domnul Șerban Nicolae, ca și lider de grup și ca și președinte de Comisie Juridică, a mers acolo susținut politic de către partid și a adoptat, a propus, a susținut și a convins și colegii noștri de partid să susțină niște amendamente pe care partidul nu le susține. Al doilea subiect discutat astăzi a fost cel al colegului nostru, domnul deputat Bacalbașe. Propunerea a fost și ulterior a fost aprobată de către colegii din Comitetul Executiv Național să fie suspendat din partid pentru o perioadă de 6 luni. Asta nu înseamnă că noi nu permitem colegilor noștri să intre în dezbateri, să critique sau să răspundă la atacuri de multe ori care ies din zona civilizației. Dar este problema celorlalte partide. Nu putem fi de acord cu tipul de intervenție de la tribuna Parlamentului, de intervenție publică, într-un mod necivilizat și de multe ori obscen. PSD-ul este un partid civilizat. În tot anul 2016, în cele două campanii, și locale și parlamentare, eu am cerut colegilor mei și atunci au acționat în acest fel. Dar n-a fost doar pentru perioada de campanie electorală, ci asta este atitudinea partidului. Nu acceptăm, ca și partid, astfel de atitudini necivilizate, gesturi obscene, cuvinte care nu pot caracteriza un partid ca Partidul Social Democrat. Sper ca domnul Bacalbașa să înțeleagă în această perioadă de 6 luni că nu poate continua așa, ca și membru de partid și parlamentar propus și susținut de PSD în Parlamentul României. Dacă după această perioadă nu va înțelege că trebuie să intre în modul în care comunică PSD-ul, atunci o să adoptăm altă măsură. De asemenea, am mai avut o discuție despre alegerile locale parțiale, discuție de organizare și tehnică. Dacă aveți întrebări, răspund. Domnule... Probabil că o să fie o întrebare, am mai răspuns la întrebarea asta zilele trecute. Astăzi nu am discutat despre guvern, deci nu puteam discuta despre guvern, nefiind primul ministru la Comitetul Executiv Național, dar despre guvern, despre activitatea guvernamentală, despre modul cum să susținem mai bine și să se comunice mai bine și din partea guvernului și între guvern și colegii din Parlament și colegii din partid, vom discuta într-un alt Comitet Executiv Național, care va fi poate și mai interesant decât acesta. Domnule președinte, să înțelegem că deocamdată PSD renunță la legea grațierii până în momentul în care Ministerul Justiției vine cu un pachet complet de legi. Sau care este perioada pe care... Nici eu, nici dumneavoastră nu reușim să dăm răspuns la o întrebare foarte importantă. Până la urmă, care va fi efectul acestei legi? Adică, cum îmbunătățește situația din penitenciarele din România? Câți ies? Și dacă cei care ies, locurile care se eliberează nu cumva sunt umplute la loc? Adică, tot așteptăm acel pachet de la Ministerul Justiției. Am înțeles că nu trebuie să-l presăm, nu-l presăm, nici pe minister, nici pe guvern, dar doar această lege nu rezolvă nici situația din penitenciarele din România, nici celelalte subiecte care sunt mult mai profunde și la care m-am referit și care se referă la situația din justiție. A afectat despre care această... vreau să începem să vorbim în mod serios. Nu virus, nu dezbateri sau discuții virusate despre această discuție care nu se mai termină despre legea grațierii, despre grațierea corupților sau nu, și așa mai departe. Problemele de justiție sunt mult mai serioase. Vine această decizie și ca urmare a reacției opiniei publice, inclusiv noi proteste în stradă? Nu. Vine această reacție, această decizie ca urmare a faptului că
poziția publică a PSD-ului enunțată în mai multe rânduri în ultimele luni a fost încălcată. Este foarte simplu. Cu proteste sau fără proteste, cu reacția dumneavoastră sau fără reacția dumneavoastră, eu și colegii mei din conducere nu mai suntem de acord ca la 2-3 zile să mai apară alt subiect de discuție parazit, care nu este susținut de partid și care nu permite nici guvernul, nici comunicatorilor PSD să explicăm ceea ce se întâmplă cu programul de guvernare și care sunt măsurile pe care le luăm. Avem acum o lege foarte importantă în curs de finalizare, legea salarizării unitare. Este foarte greu să mai vorbim despre ea, că noi trebuie să dăm explicații dacă grațiem sau nu faptele de corupție, sau să dăm explicații sau să explicăm gestul senzațional al domnului Bacalbaș la tribuna Parlamentului. Aș mai avea o ultimă întrebare. A explicat. O să ne gândim zilele astea. V-am spus, contează foarte puțin ceea ce se va întâmpla în Senat. Până la sfârșitul săptămânii o să ne gândim împreună câțiva colegi și luni o să avem o întâlnire și cu colegii din ALDE și cu domnul Tăricianu și o să stabilim care este procedura. Ieri, de exemplu, de asemenea, sunt foarte supărat că ieri nu s-a întrunit vorumul la ședința comună. Ieri și aseară am sunat personal fiecare senator ca să mă asigur că va fi prezent joi și de aici înainte o să mă implic personal atât în activitatea comisiilor de specialitate cât și în modul cum se realizează prezența atât la comisii cât și la plen. Și la Senat și la Cameră. Probabil că la Senat vom avea doar două prezențe, i-am scăpat, sunt deja plecați din țară și le este greu să întoarcă până mâine. Unii care au avut bilete luate le-au anulat și o să fie prezenți. Vă rog, domnule Dragnea, ca să fie clar, blocați această lege până când veți avea pachetul, proiectul ministerului și ministrului Tudorel Toader? Deci, când va ajunge în Camera Deputaților, eu nu o să dau drumul la dezbateri și discuții și analize, până când și eu și colegii mei și dumneavoastră vom înțelege, de fapt, care trebuie să fie rolul acestei legi. Și dacă vin celelalte legi care să lase loc la dezbaterea publică a subiectului pe care le-am prezentat, pe care nu vreau să le mai... A fost reîntoarsă la Comisia Juridică din Senat. Noului președinte, domnului Kazanciuk, i-a strasat vreo directivă sau liderului de grup că trebuie să se dea și acolo un vot? Păi eu sunt sigur că ei ascultă ce spun eu acum. Și legat de acest subiect, domnul Șerban Nicolae spune că nu a greșit, că dânsul consideră că nu a greșit, că subiectul n-a fost dezbătut în vreo ședință a PSD. Cum se va desfășura de acum activitatea parlamentarilor în raport cu dumneavoastră și cu forul PSD? A trebuit să vină să spună înainte ce legi, ce inițiative? Noi am decis deja lucrul ăsta și s-au făcut și publice aceste decizii și le-au asumat cu toții. Și le-au sumat inclusiv atunci când făceam listele și când semnam listele respective și atunci n-a existat niciun candidat, nici senator, nici deputat, care să spună că nu este de acord cu acest model, că este singurul eficient și corect față de partidul care l-a susținut și față de susținătorii noștri din țară. Nici o decizie în Parlament, nici o inițiativă parlamentară nu va primi girul partidului, susținerea membrilor PSD din comisii sau din plen, atâta timp cât la partid nu este aprobat sau agreat. Și partidul va urmări ca orice inițiativă să fie în interiorul programului de guvernare. Punct. Este aceasta democrație? La microfon, mă rog, ca să avem ordine la microfon. Mai e democrație în partid, domnule Dragnea? Păi explicați-vă de ce nu este democrație. Eu vreau să avem și am discutat mult subiectul ăsta acum în Comitetul Executiv Național. Și le-am cerut colegilor mei să-și pună fiecare punctul de vedere, pentru că s-a discutat toată ședința subiectul Șerban Nicolae. Și avem două variante. Să funcționăm alandala, și eu la fiecare conferință de presă să primesc întrebări de la dumneavoastră și să aflu atunci în direct despre inițiative foarte bune, foarte interesante pentru România și pentru români, de care partidul nu știe, sau să nu uităm că am fost votați de 48,5% din 45,% dintre români pentru un program de guvernare pe care trebuie să-l punem în practică. Și nu mai vrem nici conducerea partidului, nici guvernul, ca în loc să spunem cum implementăm programul și în calendarul pe care îl avem, să explicăm și să ne justificăm că acea inițiativă nu are girul partidului.
La microfon, vă rog. Domnule Dragnea, pentru că ați spus că trebuie să așteptați să vă lămuriți, să ne lămurim cu toții dacă este oportună sau nu grațierea. Totuși, subiectul datează din 2013, de când a fost acel scandal cu prima lege a grațierii în Marțea Neagră, iar guvernul a trimis acest proiect de lege în februarie. Suntem în mai, au trecut 4 luni și 4 ani de la primul scandal cu legea grațierii. De cât timp are nevoie PSD să-și dea seama dacă este oportună sau nu grațierea? M-ați pierdut aici. M-ați dus prin 2013, ați făcut o construcție logică mult prea complicată, sincer. 4 ani de zile de la primul scandal pe grațiere, PSD încă nu și-a dat seama dacă este oportună sau nu grațierea. Asta-s concluzia, vă mulțumesc. De cât timp mai este nevoie pentru a ne da seama? A fost foarte clar. Avem nevoie de o zi sau de o lună sau de 3 luni de zile, până când o să vedem dacă Ministerul Justiției ne prezintă celelalte proiecte de legi care să dea răspuns la toate problemele ridicate din justiție, ridicate chiar și de către dumneavoastră, din când în când, mai rar, dar e adevărat. Dar mai dat domnului guvernul toate? Eu nu dau timp, că eu nu sunt dătătorul de timp pentru guvern. Partidul o să-i dea timp. Vă rog. Domnule Dragnea, dacă îmi permiteți, o întrebare în legătură cu indemnizațiile. Cum vi se pare această idee vehiculată public de plafonarea indemnizațiilor în condițiile în care contribuțiile nu sunt plafonate și... Dacă îmi permiteți... La care indemnizații vă referiți? Indemnizațiile pentru creșterea copiilor. Vă răspund imediat la asta. Ca de obicei s-au comunicat foarte prost. Cine este de vină pentru această comunicare proastă? Cei care comunică foarte prost. Prima dată a ieșit vicepremierul Sevil Șaide. Deci cei care comunică foarte prost sunt cei vinovați. Degeaba ne spun nouă în spatele ușilor închise că sunt indemnizații uriașe, da? Și e nevoie să fie plafonate, dacă nu explicați asta înainte. N-am explicat să fie sănătoși. Și cum explicați faptul că până în acest moment domnul ministru al finanțelor, Viorel Ștefan, nu a venit în fața comisiilor unde trebuia să fie audiat deja, cred că de mai bine de 2-3 săptămâni, tot este chemat, nu ajunge. Pentru? Comisiile din Senat de Buget Finanțe. Să fie audiat pentru? Pentru execuția bugetară. Nu știu, nu mă întrebați pe mine asta, acum aflu, o să mă interesez. O să-mi iau un jumătate de normă la guvern. Vă rog. Domnule președinte, dacă îmi permiteți o întrebare pe alt subiect, susțineți o lege mai aspră pentru cei care maltratează animalele? O astfel de inițiativă a trecut de Comisia Juridică, urmează să intre în plen. Da. Deci veți vorbi cu colegii dumneavoastră? Da. Chiar această inițiativă care prevede până la 7 ani de închisoare? Nu știu dacă 7 ani de închisoare, dar trebuie să fie o legislație foarte aspră, pentru că toți trebuie să... ne aducem contribuția în așa fel încât în societatea românească să nu lăsăm să se răspândească foarte mult violența. Ce părere aveți despre cei care chinuie, torturează animalele? Cum i-ați descrie? Niște animale. Și v-aș mai întreba ce părere aveți despre faptul că domnul Cătălin Rădulescu a fost pus sub acuzare în contextul declarațiilor sale cu mitraliera? Nu. Nu vreau să influențez ceea ce se întâmplă acolo. Noi am avut o poziție față de acele declarații nefericite. Așa cum, nu știu dacă la domnul Bacalbaș a fost ceva nefericit. Mă rog. Domnule Dragnea, comisia pe care o conduceți dumneavoastră, care monitorizează activitatea guvernului, aș dori să vă întreb, a analizat programul de convergență care a fost adoptat vineri de guvern, care propune plafonarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului? Ați discutat înainte, ați analizat înainte programul de convergență, înainte să fie adoptat? Tocmai asta vă spuneam, că a fost o greșeală de comunicare, ca și în cazul de la Comisia Juridică de la Senat, nu mai acceptăm nici eu, nici colegii din conducere să aflăm de la televizor despre astfel de inițiative până le discutăm în partid. Pentru că, din câte mi-aduc o aminte și le-am cerut tuturor colegilor mei să înțeleagă că n-au trecut decât câteva luni, deci nu pot uita ce s-a întâmplat în campanie, partidul a câștigat aceste alegeri pe baza unui program de guvernare. Orice altă inițiativă, pe lângă programul de guvernare, trebuie să fie discutată foarte serios în partid. Deci ați avut sau nu un cuvânt de spus în cadrul programului de convergență? Tu mai v-ați spus că nu. Deocamdată. Am zis că e doar un proiect. Care a fost adoptat de guvern. Și care va fi finalizat unde? A fost am înțeles. Vă rog. Două întrebări mai au, trebuie să plec la Craiova. Pare rău. În cazul lui Olguța Vasilescu sau altor miniștri, veți lua măsuri de sancționare pentru aceste decizii, analize, inițiative, așa cum ați spus? A fost doar o mustrare verbală.
Sper să nu se mai întâmple. Ați discutat despre indemnizațiile pentru copii astăzi în CEX? Da. Și decizia a fost să se renunțe la această idee a plafonării? Eu le-am spus care este punctul meu de vedere, o să văd ce fac ei, pentru că până la urmă astea vor trebui transpuse niște legi în Parlament. Și am vorbit astăzi, cum a spus și dumneavoastră, despre coerența comunicării și despre coerența actului guvernamental și legislativ. Dar dacă ar fi mai bine argumentat, ați susține acest lucru? Când o să fie bine argumentat, da. Putem discuta. Deocamdată, nu. Pentru că nici eu, nici dumneavoastră nu știm exact câte cazuri de mega indemnizații sunt. Asta e, de fapt, problema. Și dacă sunt câteva... Asta este ultima întrebare. Eu nu spun altă întrebare, dar e ultima întrebare. Dar cum e posibil ca... Cum e posibil ca un ministru să spună în spațiu public că plafonează indemnizațiile fără să aibă un fundament minim, să ne spună care este câștigul bugetar în urma acestei plafonări, câți oameni beneficiază? Sigur există, sigur există acest fundament, numai că au căpătat un obicei prost. Sunt buni miniștri, au un act bun de guvernare, numai că ei comunică doar efectele, uitând să comunice înainte ceea ce a determinat acea măsură. Dumneavoastră sunteți în momentul de față în posesia unor date de la doamna Olguța Vasilescu, care să spună foarte clar că lunar se rămân la bugetul de stat 1 miliard de lei în urma unei plafonări la 8.000 de lei? Sunt în posesia acestor date, dar cred că este jobul dumneaei și al guvernului să le prezinte. Deocamdată. Domnule președinte, referitor la revocarea lui Mișu Negrițoiu din fruntea ASF, domnul Negrițoiu a avut astăzi o reacție și a spus că nu înțelege motivele revocării, că nu a fost invitat în Parlament la o discuție cu parlamentarii și că orice hotărâre se va lua este ilegală și contestabilă. Și am încheiat citatul din Mișu Negrițoiu. Vă așteptați să facă domnul Negrițoiu o contestație la revocare? Eu cred că ar trebui să ne facă plângere penală la toți. Bineînțeles. Bine, vă mulțumesc. Domnule Dragnea, dacă se poate, pentru că subiectul este foarte important acesta cu indemnizațiile. Păi stăm la coadă. Foarte important. Dumneavoastră susțineți principiul de a fi plafonate aceste indemnizații? Iertați-mă, am răspuns de 5 ori la această întrebare. Am 5 variațiuni. Subiectul nu se închide astăzi. Eu v-am spus că, așa cum a fost prezentat, nu pot fi de acord să plafonăm aceste lucruri. Să vedem, trebuie să ne prezinte guvernul de ce susține această măsură. Dacă argumentele sunt serioase, putem discuta. Dacă nu sunt serioase, nu sunt de acord. Dar le coroborați cu faptul că în februarie 2017 executivul nu a mai plafonat și CSS-urile. Ar trebui plafonate? Vreau un răspuns clar de la dumneavoastră. Ce condiții le-ați pus guvernanților? Am discutat și ieri despre subiectul ăsta, am răspuns și acum de 7 ori. E, cred că este suficient. Sincer. Păi nu, dumneavoastră spuneți că o să vedem, o să analizăm, dacă așa, dacă nu. Dacă așa, dacă nu, cum? Păi îmi dați voi totuși să am... E domnul Dobre lângă dumneavoastră, poate ne spune dânsul de la muncă. Vă rog, discutați cu el, vă mulțumesc mult. Sincer. Cine mai...